Bună Rac și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 15-21 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce. Clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru RAC în această săptămână. Bun. Dragi raci, o săptămână în care atenția în primul rând e asupra voastră, asupra propriei persoane, da? asupra vieții private, dar și asupra banilor, asupra rudelor, asupra actelor, drumuri, studii, deci sunteți ocupați săptămâna asta, dar eu aș zice că sunt lucruri care țin de sufletul vostru în mod special. Da? Este o săptămână acolo în care se reia o discuție, posibil privind o chestiune legată de casă și de familie pentru RAC. Da? Poate este o discuție care se reia fie cu un părinte, da, Fie dacă tu ești părinte, da, deci ai copii, poți să preiei o discuție cu, uh, uh, cu un copil și eu poate e ceva legat de niște studii, de niște schimbări Însă tot racul e foarte bine susținut săptămâna asta pe a redeschide o discuție privind o avansare la locul de muncă da? Este o femeie acolo care te ajută, te susține, îți dă sfaturi bune unii, poate, cine știe, acum revizuiți un proiect, un plan de viitor, ceva se mai schimbă acolo. Așa cum am zis, luna aprilie și în special în a doua parte a lunii aprilie, că am trebuit să ne pregătim cu toții să ne mai schimbăm planurile de viitor. da, Adică, ce am gândit până acum e posibil să se schimbe, dar nu într-un sens rău. Da? că nimeni în lumea asta nu vrea răul, Universul, Dumnezeu, Divinitatea. Deci, eu zic că e de bine pentru URAC. Tot săptămâna asta, uite, ai ocazia să rezolvi ceva ce te durea pe tine de mult timp, da, legat de un șef, legat de afirmarea ta, legat de cariera ta, legat de relația cu partenerul. Și uite, începând cu 19 aprilie, soarele se mută în taur și stă acolo până la final de mai, da, deci în sezonul taurilor. Timp în care racul începe să strălucească mai mult, da? oriunde te duci în grupuri de oameni, te relaxezi, te simți bine, ești în evidență. Racul de asemenea poate să cunoască oameni importanți în perioada asta care să-i schimbe destul de mult viața. Acum, oamenii ăștia sunt serioși, sunt stabili, doar că vezi tu oportunitățile așa care apar pentru rac, e posibil să vă cam scoată din zona de confort, dar aici eu nu văd ceva rău. Da. Tot săptămâna aceasta, racul are oameni foarte frumoși în jur, oameni care sunt de folos, oameni care ajută. Pe de altă parte, uite, parcă ai un examen sau ai o adunare mare de oameni, se întâmplă ceva săptămâna asta pentru rac, da? Um, unii puteți să primiți niște vești surprinzătoare privind finalizarea unor studii, finalizarea unui contract, finalizarea unei situații legale da și surpriza asta e destul de plăcută, aș zice eu da Însă, uite, spre final de săptămână avem conjuncția uriașă la grad exact Jupiter-Uranus, care, atenție, deja se simte de la începutul lunii și o să se mai simtă și prin mai. Doar că acum, la final de săptămână, e la grad exact și atunci are cea mai uh, mare putere. Și ce înseamnă asta pentru urac? Uh, conjuncția în sine, să știți că o să aducă lucruri destul de ciudate la nivel mare, dar nu vreau să mă bag în asta, vreau să discutăm pentru noi așa ca și muritor de rând ce poate să aducă. Pentru tine, în primul rând, poate să aducă niște vești total surprinzătoare legate de o rudă, o vecină, o persoană apropiată ție. Niște vești surprinzătoare, poate chiar legate de acte, legate de studii și care, uite, vin la pachet cu schimbarea planurilor de viitor. Da? Ți se face o propunere undeva și atunci trebuie să pleci, trebuie să te muți. Alți raci, aveți ocazia acum să vă să aveți parte de niște schimbări destul de mari legate de anturajul vostru. Fie e un moment de trezire la realitate pentru RAC, în care încep să-ți dai seama că lucrurile sunt total diferite. Da? Fie pentru unii rași posibil, uite, chiar să auziți o veste surprinzătoare, care poate să țină și de casă și de familie. Da? Auziți acolo că se ia o decizie undeva și vă cam schimbați planurile de viitor. Unii nu știu, poate vă îndrăgostiți deodată și ziceți, gata, acum am mărit, mă însor, chiar dacă aveam în gând să-mi fac carieră, nu mai fac, da? Alții din contra, da? Erați într-o relație, ziceați că totul e bine și acum vă treziți cu niște schimbări destul de mari. Însă eu aș merge că sunt lucruri care țin în special și de zona profesională pentru RAC, da? Acum pot fi chestii personale care să influențeze la rândul lor zona, profes zona profesională. Um, însă eu aș zice că este o perioadă pentru rac foarte bună să, în primul rând, să-ți crești încrederea în tine, încrederea în intuiția ta, pentru că aici ești foarte bine susținut da? și aici chiar, chiar îmi place ceea ce văd. În fine, hai să vedem acum și arhanghelii ce zic pentru rac, pentru că e o săptămână puțin nebună pentru toată lumea, cu schimbări, bineînțeles. Da? Posibil un bărbat săptămâna asta să intre în viața ta și să te determine să faci niște schimbări. Da? Stul de mare. Chiar bărbatul ăsta îți cam schimbă planurile de viitor, știu eu. Pentru rac avem iertarea divină, cifra 7, foarte importantă pentru tine. Culorile importante, mov, portocaliu, roz, albastru, verde, auriu. Iar Arhanghelul Zadachiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Trezesc în ființa ta starea de compasiune, care te ajută să vezi tainica lumină divină în ceilalți și în tine. Te inspir să descoperi dimensiunea profund vindecătoare, pregnant liniștitoare și dumnezeiască a iertării. Deci racul dă dovadă de compasiune, racul începe să vadă lumina, începe să vadă lucrurile altfel și de asemenea racul poate să găsească o soluție la o problemă de sănătate în perioada aceasta și poate chiar este vorba și de o sănătate la nivel emoțional, că și aia e importantă, da? nu știu, ierți pe cineva, conștientizezi ceva, Însă este vorba despre a ierta, despre a lăsa în urmă despre a accepta un sacrificiu, despre a accepta un sfârșit, despre a accepta o schimbare care uh, se pare că bate la ușă. Hai să vedem, dragi raci. Și tarotul ce zice pentru voi. O săptămână în care racul își schimbă planurile de viitor, o săptămână în care apar surprize mari legate de prieteni, grupuri mari de oameni, proiectele tale. Dar eu așa cred că sunt chestiuni foarte importante pentru rac în perioada asta. E legat și de statutul tău, ești rac singur, ești aflat într-o relație, ești părinte, ai copii, ai copii, Poți poate să fie și zona asta. Să vedem pentru rac. Uite, ai ieșit trei de cupe, ai o petrecere aici, unde mergi cu turnul. Da, aș recomanda racului o mai mare atenție spre finalul săptămânii, în special pe drumuri, pe discuții, pe sănătate, pe relația cu rudele, da, deci aici aș vrea o mai mare atenție să ai. Uite temperanța și diavolul, o legătură cu un capricorn cu zodia săgetător. Poate fi fie și o săptămână în care racul e foarte concentrat pe planul material, da? pe bani, pe dorința de a menține un control într-o situație anume. Pentru unii poate vă gândiți la o împăcare sau uh, parcă vi s-a dat aici o nouă șansă, o nouă ofertă, ceva palpabil, dar voi încă stați și cântăriți situația. Trei de cupe, deci o primă bucurie pentru RAC. Mergi la o petrecere împreună cu o persoană dragăție, te vezi cu oameni dragăție. Foarte intensă această energie de distracție. Unii poate vă aflați într-o situație complicată din punct de vedere personal. Să știți că aveți multe arcane majore, ceea ce înseamnă că este o săptămână pe care o veți trăi intens. Da? Se vor întâmpla lucruri care vor dura mult și pe care o să le simțiți la plus infinit. Turnul la baza manifestărilor tale. Este o perioadă în care racul dă dovadă de sinceritate. Da? Vrei să te eliberezi din toate lucrurile astea toxice care erau până acum. Dacă până acum acceptai ceva, ei uite, acum nu mai accepti. De asemenea, racul poate trece printr-un eveniment destul de surprinzător, da? din punct de vedere personal, Uh, pentru că, uite, în inima ta avem lumea, o legătură da, cu zona străinătății sau are legătură cu o închidere karmică, o eliberare. Te simți în lumea ta, te simți bine. Se închide ceva, se eliberează ceva pentru rac în casă, în familie, în viața privată. Îți iei zborul pentru că uite în mintea ta e regele de monede, deci tu, tu ești cu gândul la stabilitate săptămâna aceasta la bani, la lucruri concrete, ești foarte matur dacă e să discutăm de deciziile pe care le iei pe la muncă, dar unii vă văd concentrați pe bani, pe un teren, pe zona rurală, pe. Pe trecut, de ce nu mai văd o legătură aici cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. În exteriorul tău avem faietonul, care e cartea Tantarot, deci poate să fie un moment în care racul influențează foarte mult pe ceilalți cu, uh, cu adevărurile pe care le spui, cu faptul că nu știu, ești dezinvolt, nu te mai interesează nimeni, nimic. Uite, un drum important pe care îl poți face, dar și o victorie care apare. 8 de spade. Aici văd pe cineva care se simte blocat, izolat. Unii poate aveți ceva de rezolvat important privind casa, familia, dar e ceva care ține de acte, e ceva care ține și de zona juridică. Parcă ai o persoană aici care se simte ca la închisoare. Împăratul, ultima carte, o legătură cu Zodia Berbec. Deci, uite, un șef aici ia o hotărâre importantă. Poate să fie și o săptămână în care Parcă e cineva aici care e pus pe război, e pus pe acțiune, e pus pe a zice lucrurilor pe nume, unii poate aveți legătură cu o instituție publică sau cu o persoană pe care o respectați mult, da? Însă ce văd aici, văd o persoană foarte hotărâtă în exteriorul vostru, vă văd și pe voi doar nici de a vă elibera din niște lucruri toxice și asta e interesant, da? Dragi raci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru RAC în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă, cu surprize cât mai plăcute.